probabil. Bine, am avut o discuție lungă, ați văzut, a durat circa 3 ore. Au fost 41 de persoane care au luat cuvântul, a fost o dezbatere perfect democratică, s-au expus diferite opinii, s-a făcut o evaluare a situației curente și Partidul Liberal Democrat, prin majoritatea absolută a voturilor celor care au participat la această ședință, au participat membrii Consiliului Politic Național, consilieri raionali, primari, au luat următoarea decizie. Având în vedere faptul că Partidul Democrat nu este apreciat de către Partidul Liberal Democrat, de pe un partid pro-european, că acest partid a acaparat instituțiile statului, că acest partid a acceptat doar de dragul formalităților anumite reforme în programele de guvernare, dar permanent s-au opus implementării reale acestor reforme, Partidul Liberal Democrat nu va participa la careva negocieri cu Partidul Democrat și aliații săi pentru formarea unei viitoare majorități parlamentare. Colegii noștri consideră că Partidul Liberal Democrat și-a făcut onest datoria, a muncit în serviciul țării și a implementat importante reforme, iar acum, odată ce democrații au provocat deliberat această criză politică, trimițând în demisie un guvern pro-european, care ușor putea fi transformat într-un guvern majoritar, deoarece noi am manifestat deschidere pentru invitarea grupului Leancă la discuții. Acum Partidul Democrat este pe deplin responsabil să găsească soluții pentru a crea majoritate parlamentară și să-și asume responsabilitatea guvernării de mai departe.